Hei, salutare prieteni, eu sunt Cosmin și bine v-am regăsit la un nou episod din FIFA 22, cariera cu FC Voluntari, drumul spre glorie cu FC Voluntari. Astăzi avem un episod interesant pentru că avem două meciuri, unul cu Craiova și un derby al Ilfovului cu Academica Clinceni și perioada de transferuri continuă. Să vedem dacă mai putem aduce ceva la echipa noastră. Vedem un portar foarte, foarte interesant la Academie, de doar 16 ani, OVR 60. Potențial până la 94, cât de curând va promova sigur la prima echipă, pentru că titularul nostru are 67. Și mai avem aici jucători aici, am dat lui Pavlovski, la skill moves însă aceștia sunt mai slabi puțin, dar acest Anzinger arată foarte interesant. Încă o ofertă mare pentru Ion Gheorghe, de data aceasta de la Orlando City, de doar 2.500.000, însă momentan nu-l vom da, cu siguranță va crește și poate lua mai mult sezonul acesta sau sezonul viitor, de ce nu? Marcelo Lopez și Râmnicea nu au plecat oficial și vedem cum avem încă două oferte, Ciriri și Costin. Costin nu va pleca și el, este un jucător care valorează destul, vedem, din Ibița primește ofertă, însă nu va rămâne la FC Voluntari. Ca un împrumut foarte, foarte interesant, o să vedeți imediat acum pe cine vrem să aducem, un jucător care a fost la fel ca și Ganea la echipa lui Hagi și vedem Denis Drăguș de la Standard Liège, încercăm cu opțiune de cumpărare, are salariul destul de mare, o să încercăm 50-50, 2000 noi, 2000 ei să plătească, nu vor atâta, o să tot încercăm să mai scădem un pic, da, nu vor să plătească, să plătim cam egal. Vom încerca data viitoare, însă a fost foarte interesant împrumutul lui Drăguș. Vine așadar meci pe Ion Oblemenco cu Universitatea Craiova, CSU Craiova. Episodul trecut a avut meci cu FCU Craiova, acum avem cu CSU Craiova. Sperăm de aici să scoate mai mult de un punct Mitran, jucătorul lor va trece și el pe bancă în locul lui Akim. Dropa va ieși, va intra Armaș. L-aș băga și pe Armaș, însă nu meciul ăsta și este cam slab, 32 pace. Este cam slab și Tamaș are pace-ul cam mic, dar o să jucăm așa. Meleche ar fi și el o variantă să vină pe banca de rezerve în caz de orice, în caz în care avem nevoie de un fundaș să intre, însă în locul cui să-l băgăm noi. Îl bag în locul lui Arma și cam așa va arăta echipa, cam fiecare meci, cu Nițiu în poartă, Brician, Tamaș, Avinel și Costin în linia de fund, Roșu, Marin, Gheorghe, la mijloc chiar în atac Varga, Golovka și George Ganea. Așadar, mergem pe Ion Oblemenco. Suntem așadar pe unul dintre cele mai frumoase stadioane ale țării, stadionul Ion Oblemenco din Craiova, acolo unde evoluează atât CSU cât și FCU, ambele echipe din Craiova evoluează pe acest stadion. Noi atacăm de la dreapta la stânga și suntem în echipament albastru deschis cu alb. Și Craiova este tot un alb-albastru, însă un albastru mai închis și la ei albastru este pe short. Avem un out așadar. Avinel cu o pasă bună către Cătălin Golovka. Golovka către Costin, jucător pe care am primit oferte de milioane de euro, însă nu a acceptat. Costin intră în careu, Lazar respinge în corner fostul goalkeeper al Astrei Giurgiu și beneficiem de o lovitură de la colțul terenului. Să vedem, balonul era încercat către Tamaș, însă ajunge la Varga, care nu reușește să dea minge. Tamaș întoarce până la Marius Marin. Marius Marin are cu cine? Acum vine Ganea la pas. Ganea se întoarce foarte bine. George Ganea, gol! FC Voluntari! 1-0, gol George Ganea, însă nu trebuie să ne culcăm pe ureche pentru că am văzut cu Dinamo, am condus 1-0 și am pierdut 2-1. Până acum n-avem nicio victorie. Cum ar fi o victorie chiar cu Craiova, echipă care se bate la titlu an de an, una dintre cele mai bune echipe ale campionatului. Episodul trecut am revenit cu cealaltă Craiova de la 2-0 și am făcut 2-2, am fost la un pas să învingem, însă a apărat portarul lor și vedem aici o combinație frumoasă a oltenilor. Fedele către Colici, Nistor, Colici, din nou cu Nistor, da, Nistor nu are culoare de șut, Huri, Nistor, Huri, 1-2 între cei doi, da, Nistor, Nistor vine cu șutul și ce gol! Ce gol îl scrie Dan Nistor, la fel ca în realitate, multe goluri de la distanță și îl vedem celebrându-se alături de tribuna, tribuna lor, capitanul Universității Craiova. Așadar, 1-1, Nistor restabilește gata, exact ce am zis, Craiova este echipă periculoasă și va fi greu să ne menținem avantajul, însă vedem Ion Gheorghe către Varga, hai să ne refacem avantajul, Roland Varga.
Varga se întoarce foarte bine, pasează cu Ion Gheorghe. Ganea blocat de Bălașa în momentul șutului. Putea fi 2-1 și dubla lui Ganea. Însă Mihai Bălașa intervine foarte bine. A salvat un gol, iar acum Tamaș sare și să vedem, Câmpanu ține mingea. Jucător pe care am încercat să-l aducem la echipă, însă trebuia să facem multe eforturi financiare. Și să vedem ce se dă. Să vedem pentru Craiova, cred că a fost un hands. Mihai Bălașa scurt la Liesuri. Dan Nistor, marcatorul unui golazo. Fedele, Huri, din nou cu Nistor. Nu, Fedele, tot Fedele este. Fedele către Liesuri. Huri. Huri, Avinel ne salvează și el acolo pentru că ar fi dat o pasă sus acolo unde era jucătorul liber. Și ce intervenție a avut Avinel, era acum George Ganea. Ganea întoarce până la același Avinel. Ganea. Marin. Marin nu este offside la roșu, Neluz roșu. Însă n-a ajuns la minge. Lazar degajează, presat foarte bine acolo. Marius Marin e primul, George Ganea. Ganea faultat. Însă se lasă legea avantajului. Era bună lovitura liberă, era foarte bună, însă s-a lăsat avantaj pentru că mingea era la noi. Și ce pas acum la Dan Nistor. Colici. Uri, foarte activ în jocul oltenilor. Lies Uri cu o pasă superbă către Baia Ram, iese Nițui și se dă penalti. Se dă penalti incredibil. Să vedem o reloare, trebuie să vedem o reloare dacă a fost sau nu. Părerea mea este că nu a fost nici vorbă de penalti. Suntem furați cu Craiova, trebuie să vedem o reloare neapărat. Trebuie să vedem o reloare. Hai să vedem dintr-un unghi ca acesta. Este într-adevăr un tackling făcut, nici nu înțeleg de ce, Anapo, dar n-avea niciun rost să nu este faul la Bayram. Nu l-am faultat pe, nu am intrat în el cu acest tackling. Părerea mea este că nu este nici vorbă de penalti, însă Elvir Colici. Colici apără Nițui! Apără Roland Nițui, incredibil, și rămânem în joc. Rămânem în joc, era foarte greu să fim conduși aici pe stadionul celor de la Craiova, era greu să mai revenim, însă așa rămânem în joc. Nițuri apără un penalti, să vedem, Liesuri nu este offside, nu este, este bară, bară Liesuri, am crezut că este offside, mi s-a părut offside, însă se pare că nu a fost. Gabi Tamaș cu o pasă lungă la Cătălin Golovca. Golovca până acum n-a făcut mare lucru de când a venit la echipă. Cătălin Golovca, să vedem, o lovitură de cap slabă. Elvir Colici, Fedele. Colici. Oh, ce pasă bună dă către Ștefan Bayram. Bayram. Urmărit de Avinel. Bayram, să vedem, este închis acolo, se întoarce la bancu. Ce bine pasează CSU Craiova. Uri, foarte bine Avinel. Foarte bine recuperează și putem pleca pe un contraatac. Marius Marin dă mingea în față, însă prea lungă mingea. Prea lungă mingea și rosim o nouă șansă de contraatac. Elvir Colici, Nistor. Uri. Colici, Tamaș intervine superb. Foarte bună intervenția și din nou se joacă pe contre. Ce frumos se joacă Neluz Roșu. Pasă greșită, se joacă pe contre, însă mai mult pe contrele oltenilor decât pe ale noastre. Noi avem șanse de pleca pe contră, însă nu fructificăm. Mateo Fedele, ultima fază, trebuie să nu luăm gol acum și Costin degajează până la Roșu și nu mai este timp. Finale, primă repriză, 1-1 așadar pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. A început repriza a doua așadar, 1-1 între Craiova și Voltar. Sper că se vede bine pe video, pentru că am observat că nu se vede la fel ca și cum văd eu ecranul, de exemplu, adică foarte bine. Nu se vede la calitate foarte bună. Tamaș încearcă o pasă, însă Nistor recuperează și poate fi un contraatac periculos. Au superioritate numerică la această fază oltenii, să vedem Bayram. Trebuie să-i oprim cumva, Bayram, nu reușește Costin să-l oprească. Colici, parada lui Nițui, iar acum Marin degajează. Incredibil, și Ion Gheorghe pasează către Cătălin Golovca. Golovca, văzut bine acolo un jucător de-al nostru și Găman intervine, însă nu știu de ce mi-a dat scontul jucătorul care era mai departe. Lies Uri, Marin nu reușește tackling-ul, Uri întoarce Nistor, interceptează Golovca. Marin, Costin, să vedem. Gheorghe încearcă un călcâin, Săbălașa intervine foarte bine acolo, Fedele către Câmpanu. Fedele, ce bine a plecat Bayram pe lângă poartă, incredibil. Câte ocazii ratează cei de la Craiova. Suntem dominați, într-adevăr, suntem dominați. Însă era logic cu o echipă precum Craiova să fim dominați. Să vedem Varga.
Roland Varga. Să vedem dacă putem da lovitura pe contraatacuri, însă cu mingi de astea nu putem, nu putem cu mingi prea lungi. Bălașa până la Nicușor Bancu, direct în afara terenului. Bălașa ne oferă posesia. Să vedem, era și noi să-i oferim posesia dacă pasa lui Marin era mai puternică. Cătălin Golovca, 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 pasă în fața porții, Ganea, gol! George Garea și vedem, vedem, dansează George Garea, care reușește prima dublă în tricoul nostru. Este 2-1 pentru FC Voltari, după ce Craiova a dominat 60 de minute. 60, pentru că astea trei care sunt, am dominat noi, cum ar veni. Însă am fost dominați, clar, Craiova a fost peste noi din multe faze, însă noi avem 2-1, asta este important. Este important scorul, nu neapărat jocul. Și să vedem, Craiova sigur se va arunca în atac pe acest, de fapt acum nu este chiar final de meci, însă pe finalul meciului, dacă nu vor reuși să înscrie, se vor arunca pe atac. Olici încearcă un șut de la distanță, încearcă să înscrie precum a făcut-o Dan Istor și acum Roland Varga. Varga, ne grăbim, ne grăbim aici, Găman întoarce la Lazar, presați, presați oltenii și hai să vedem, Istor e primul la cap, nu știu cum. Nu știu cum n-a putut să dea jucătorul nostru, iar acum Bayram se joacă din nou pe contre. Bayram urmărit de Avinel. Bayram, trebuia să-l faultăm, însă nu reușim. Bancu, vine centrarea lui Bayram. Colici, parada lui Nițuri, încă o dată Nițuri, care ne-a ajutat foarte mult partida aceasta. A fost un factor important în a nu primi goluri. L-aș băga pe Meleche pentru că are o viteză în plus, însă Tamaș n-a avut un meci foarte rău. Va intra Merloi în locul lui Varga, care nu mi-a plăcut. Roland Varga mi s-a părut cam slab meciul acesta. Va intra și Rață în locul lui Neluz Roșu. Și mai păstrăm o modificare pentru finalul partidei. Dacă avem ce modificare să mai facem. Însă trebuie să scăpăm cu fața curată. Intră și Căpățână, fostul nostru capitan. Și l-a intrat în locul lui Fedele. Ganea nu reușește să respingă. Bancu, șut, Nițu îi prinde. Scăpase mingea, putea fi 2-2. Putea fi 2-2, însă scăpăm și de această dată, iar acum George Merloi. Merloi, Merloi așteaptă să urce Bricea, către el vine pasa, nu mai poate însă, nu mai are multă stamină. Bricea întoarce la Rață, Ion Gheorghe, Golovca, Golovca către Costin, gol! FC Voluntari! Și este golul de 3 puncte. Și acum, mai mult ca sigur, câștigăm aici, pe stadionul celor de la Craiova, cu una dintre cele mai bune echipe din campionat. Minutul 80, 3-1, Cristian Costin face 3-1, Golovca cu două pase de gol, două pase decisive ale lui Cătălin Golovca. Și este 3-1, șanse mici pentru Craiova să mai revină, însă nu este imposibil, trebuie să ne apărăm bine. Dan Istor către Elvir Colici, Rață, Rață, acolo însă Colici. Coli, să vedem ce face Elvir. Elvir Coli și cu o pasă bună, Nistor, bară! Avem și noroc, avem și noroc, paradea lui Nițui și această bară, să vedem, Merloi. A plecat Ganea, către el vine pasa. George Ganea poate face 4-1 și primul lui hat-trick. Ganea a fost cam egoist, putea pasa la Golovca, însă Ion Gheorghe pe lângă. Ui, ce meci! Ce meci și ce final de meci oferit de noi și vom face ultima modificare. Va ieși Golovca și va intra jucătorul lor. Va intra Mitran care va juca post de fundaș dreapta și Costin va juca atacant dreapta pe finalul acesta de meci. Intră Mitran, nu avem nicio clauză să nu-l jucăm împotriva lor. A intrat și Gustav în locul lui Câmpanu prea târziu însă pentru că am luat cele 3 puncte. Bancu reușește să dea pe spate, îl vedem în centru pe Bancu, probabil au schimbat ceva tactici. Bayram, Uri, să vedem dacă pot readuce diferența de un singur gol oltenii. Nistor trece de Tamaș foarte frumos acolo, Nistor către Colici, este gol, 3-2. 3-2, însă golul care le mai micșorează diferența, însă victoria este clară a noastră și este final! Prima victorie din mandatul nostru la FC Voltari este chiar cu Universitatea Craiova, una dintre cele mai bune echipe ale campionatului. Un meci foarte frumos, puțin cu noroc al nostru, pentru că, într-adevăr, Craiova a dominat, însă importante sunt cele 3 puncte.
Cu această victorie ne apropiem de zona play-off-ului la doar 2 puncte de play-off. Primul loc este ocupat de UTA Arad cu 10 puncte, cea mai bună echipă în momentul de față. Să vedem Cupa României dacă s-a tras la sorți și am picat cu FCU Craiova, echipă cu care am făcut 2-2 în campionat după ce am fost cu Steaua Rapid. FCSB vs Rapid în Cupa României. Ce dueluri avem? Universitatea Craiova Argeș, dueluri interesante. Cam astea sunt cele mai interesante, Steaua Rapid și Craiova Argeș. Însă noi ne vom întâlni cu FC Universitatea Craiova, cum am spus, echipă cu o tradiție pe acest canal, putem spune, pentru că am făcut multe cariere cu această echipă. Cercând din nou să-l aducem pe Denis Drăguț, să-l readucem în Liga 1, probabil nu va accepta, chiar dacă echipa va accepta, însă rămâne de văzut pe un singur an. Ar fi bine și pentru el, pentru că ar avea mai multe șanse să joace aici decât ar juca la Standard Liege. Acceptă până la urmă, însă nu știu cât valorează Denis Drăguș. Chiar nu știu, o să dăm 1.000.000, să vedem ce zic cei de la Standard Liege. 1.900.000 de euro cu această opțiune. Haide să lăsăm la mijloc și Denis Drăguș ar trebui să vină numai dacă va accepta și el. Rămâne de văzut acest lucru. Jucător care este în mare formă în realitate și care în joc are un potențial foarte bun și o viteză foarte bună în momentul de față este Iani Stoica de la Steaua. Să vedem dacă putem să-l aducem și să-l facem left winger. Să-i schimbăm poziția, îl dăm pe acest an la schimb. Plus încă 300.000 de euro. Eu zic că este un preț foarte bun. Dăm un jucător potențial. Vor pe Cosmin Achim, ceea ce nu mă deranjează pentru că nu joacă la noi. Plus 200.000 de euro, hai să vedem. Și 1%, eu zic că este bine, însă dăm, refuzăm clauza și Iani Stoica, cresc încă 40.000 de euro pentru 1% din clauză. De fapt Steaua acceptă și noi vom negocia cu Iani Stoica. Vedem pe Edi Iordănescu care a venit aici să discute. Iani Stoica așadar a venit în sediul nostru, vrea rotation pe 5 ani, hai să vedem dacă acceptă. Acceptă pe 5 ani. Și îl vom face left winger pentru că pe partea dreaptă avem doi jucători. Avem și pe Merloi și pe Golov, care pe partea stângă îl avem decât pe Varga, care n-a dat randament bun și trebuie să aibă și el un pe post. Așa, dar el este ca vine pe un salariu de doar 800 de euro pe săptămână, atenție. Însă sperăm să-l facem un jucător foarte bun, unul dintre cei mai buni jucători români. Îi vom da numărul pe care îl are și la Steaua, numărul 19, și hai să mergem să îi schimbăm și poziția, să-i dăm, să-i creștem la weak foot. Asta este important în momentul de față. Iar poziție să-l facem left winger pentru a fi pe partea lui Varga. Ia să vedem. Avem aici 2 săptămâni, ceea ce este foarte bine. Iar Iani Stoica este nou jucător al nostru. Vine derbiul Ilfovului cu Academica Clinceni. Aici ar trebui să luăm cele 3 puncte. Ar trebui să le luăm fără probleme. Însă nu se știe niciodată, fiecare meci diferă. Hai să vedem dacă avem ceva ce să băgăm. Jucători care n-au jucat, care își doresc, cum ar fi Arma și ar putea juca. Însă totuși nu ne riscăm pentru că nu este o echipă atât de slabă Clinceniu. Poate să ne creeze probleme și pericol. Așa, dar vom juca cu titularii până la urmă. Însă jucăm pe terenul nostru de la voluntari. Stadionul din voluntari așadar pentru a disputa derbiul Ilfovului cu cei de la Academica. Vedem jucătorii noștri încălzându-se înainte de partidă. Voluntari Clinceni așadar, un match în care suntem favoriți, părerea mea, venind după victorie cu CSU Craiova, în timp ce Clinceni nu știu ce a făcut, însă nu sunt peste noi în clasa mea, mai mult ca sigur. Cătălin Golovca, prima interceptare a meciului, prima intercepție de fapt. Ion Gheorghe, să vedem. Deja plecăm pe contraatac, pasează către Marin care este liber acolo. Pașov interceptează și vedem Giutrici a degajat în gardul și însă cu noroc balon rămâne în posesia Academicii. Omoh pasă în lateral până la Lucian Filip. Ce caută Filip pe flanc? Nu știu, la fel cum ce caută și Robert Ion pe flanc. Însă hai zici Robert Ion mai merge, dar Lucian Filip deloc nu merge. Vedem ce noroc are Omoh cu șut de la distanță. Nițui nu știu ce face, iar scorul devine 1-0 pentru Academica Clinceni, incredibil. Am spus eu că va trebui să fie o partidă ușoară pentru noi, vedem că Omoh ne dă planurile peste cap. Nițui nu știu ce a făcut acolo, chiar nu pot să înțeleg cum n-a putut să respingă acel balon și vedem primul gol în acest sezon pentru Omoh. Briceac până la Varga.
Pasă bună la Neluț Roșu, să-l vedem, Neluț Roșu se întoarce bine, Neluț Roșu, Ion Gheorghe, Ganea, George Ganea, Dobre, e gol, e gol până la urmă, George Ganea restabilește egalitatea foarte rapid, minutul 12, ceea ce este foarte bine, că restabilește egalitatea rapid și este 1 la 1 între Voluntari și Clinceni în derby, pentru că îl putem numi derby, derbiul Ilfovului. 5 goluri în 5 meciuri, incredibil. Se pare că a făcut un transfer foarte bun și cu siguranță îi va crește și cota de piață. O să ne uităm, dacă nu uit după meci, cât valorează acum George Ganea, dacă i-a crescut. Cătălin Golov, ca o fentă foarte bună, un fake shot, însă Ion blochează. Aviner până la Gabi Tamaș. Tamaș curge balonul foarte bine. Briceag, Varga, Neluz Roșu, la fel ca la gol. Începem de acolo, Varga, Ganea. A plecat Gheorghe, către el vine pasa. Gheorghe, Golovka, bară, incredibil și Gheorghe, gol! Fece Voluntar, Ion Gheorghe face 2 la 1 după un șut al lui Golovka care a izbit bara transversală și n-a intrat în poartă, se pare, pe linia porții, iar Ion Gheorghe ia fața lui Gardoș, incredibil. Gheorghe, care nu este un jucător înalt, ia la fața lui Florin Gardoș, experimentatul fundaș central și face 2 la 1. Dobre n-a avut nicio șansă la acest gol. N-a mai fost ca la primul gol o gafă a lui și este 2 la 1 așadar pentru noi. Întoarce scorul în doar 10 minute. Un lucru foarte bun. Avinel către Marius Marin, să vedem roșu. Varga către urcarea lui Marius Briceag. Briceag îl vede pe Ion Gheorghe în care o Gheorghe din nou dă primul cu capul, de data asta din fața lui Pașov, însă puțin peste poartă, ne vedem și pe noi acolo. Nu știu dacă, nu cred că era nervos, cred că le dădeam indicații jucătorilor. Costin ia sare la cap și câștigă duelul cu Robert Ion, jucător împrumutat de la Steaua. Varga către Ion Gheorghe. Ion, care era împrumutat până acum câteva meciuri la Voluntari, până acum o lună cred. Însă vedem aici, l-au luat înapoi de la Voluntari cei de la FCSB și l-au dat împrumut la Clinceni, a Vinel foarte bine acolo. Nu știu de ce a făcut acest lucru Steaua, însă nu mai este la noi și este la Clinceni acum. Varga pierde mingea în fața lui Lucian Filip, un alt jucător experimentat. Marin blochează, vine acolo la Holtzman, până la urmă și ce pasa către Mulo. Mulo, șeptarul, Mulo, ce bine trece și încearcă o pasă să Briceag, interceptează și se vedea că putem pleca pe un contraatac pentru că avem mulți jucători în față. Neluz Roșu către Varga. Roland Varga, o pasă încercată către Roșu, Varga vine cu o centrare, Ion Gheorghe liber în care 3 la 1. Face dubla, două goluri cu capul Ion Gheorghe, incredibil. Un jucător care nu este foarte înalt, la fel cum am spus-o. Și este 3 la 1, Varga încă o pasă foarte bună în careu. Și este 3 la 1, Ion Gheorghe face dubla. Prima dublă și a lui din acest sezon. Nu știu câte goluri are, cred că are 3 sau 4, dacă nu mă înșel. Cred că are vreo 4. Ceea ce este foarte bine, scriu jucătorul nostru, este foarte bine că începem să dominăm. Până acum am dominat acest meci, Clinceni a avut doar acel șut de la distanță. Noi luăm foarte multe goluri de la distanță. Ion apără Nițu, vedem un al doilea șut, pentru că vorbeam. Un al doilea șut în 43 de minute. Însă Nițu este atent și blochează. Vedem o centrare bună, iese Nițu. Și să vedem dacă putem pleca pe un nou contraatac. Cătălin Golovka. Golovka copasă către Ion Gheorghe. Ce bine îl vede Golovka. Ion Gheorghe. Să-l vedem, și-a închis unghiul, însă Gheorghe, șut, para de Dobre la Varga, ajungea mingea, însă este degajat și este fluier final la primei reprize, 3 la 1 pentru noi. Nu facem așa, dar nicio modificare în această pauză. Avem 3 la 1, golul lui Ganea și dubla lui Ion Gheorghe fac diferența până acum pe tabelă. Ion Gheorghe face acolo, a vrut să-l păcălească pe Florin Achim, însă a greșit pasa. Holtzman, că o pasă către Ion. Holtzman, către același Ion. Să vedem, Costin este primul. Cătălin Golovka. A plecat Gheorghe, către el vine pasa. Znacă reușește hat-trick-ul. Își dorește hat-trick-ul, însă vrea hat-trick-ul Ion Gheorghe.
În sezon, dacă îl va reuși, eu sper să-l reușească. Adică sper să mai înscriem, nu neapărat să dea Gheorghe hat-trick. Gio Trici, că o pasă foarte bună, Avinel este acolo, atent. Foarte bine se descurcă Avinel, s-a acomodat, se pare, primul meci. De fapt, primele meciuri n-au fost foarte bune. Însă s-a acomodat Ion Gheorghe foarte bine, ia fața acolo, un meci foarte bun făcut de Ion Gheorghe. Cu siguranță omul meciului, Cătălin Golovka. Golovka către Ganea, Pașov respinge și Holzman reușește să-l ia la cap pe Ion Gheorghe, marcatorul unei duble cu capul. Meciul acesta, Ganea foarte bine acolo, Neluz Roșu către Marius Marin, în blocajul lui Jutric. Faza nu s-a încheiat, Marin, Ganea, Ganea către Golovka. Golovka în fața porții, Neluz Roșu scrie și el și este 4-1, ce frumos jucăm, 4-1 FC Voltar, Neluz Roșu scrie și el. Voi veni și cu niște modificări pentru că avem acest scor și putem să ne mai odihnim jucătorii. Va intra Nistoica chiar pe partea stângă, acolo unde o să fie el de fapt jucător. Va intra și Meleche, cred, în loc sau nu. Hai să nu schimbăm defensiva pentru că se mișcă bine decât Briceac, pentru că este obosit. Și va intra Rață pentru că a mai jucat acolo. Și nu știu, probabil o să-l băgăm și pe Nemeți pe finalul meciului, însă momentan rămânem așa. Însă este 4-1, clar am luat și aceste 3 puncte, 2 victorii, un episod foarte reușit în care am făcut și transfer și vedem, avem 4-1, un scor foarte bun pentru moralul jucătorilor. După ce am învins 3-2 la Craiova, scriem foarte multe goluri să și primim. Momentan cu Clinceni am primit decât un singur gol, de am fost și conduși. Ion Gheorghe încearcă dribbling-ul, însă pierde mingea mula. O pasă bună, lungă către Velios, urmărit de Avinel, se vede, va fi un cartonaș galben, mai mult de atât n-are cum se dea, și da, este un galben. Am încercat să dau un minge înaintea lui, jucătorul venit de la Bastia din Franța, Ion cu capul pe lângă poarta apărată de Rola Nițui. Încearcă și Clinceniu să mai spele din rușine, să mai reducă din handicap în derbiul Ilfovului, Cătălin Golovka. Marius Marin, Ganea. Ganea către Vadim Rață, să vedem, Rață îl așteaptă pe Iani Stoica, către el vine pasa Iani Stoica, Stoica la prima atingere, gol, voluntari, Iani Stoica înscrie la prima atingere în tricoul nostru și vedem o celebrare, însă n-are tatuajele pe mâini, ca în realitate, Iani Stoica înscrie și el și este 5-1, Clinceni, șah, mat, o îngenunchem pe Clinceni. Și acum din nou Iani Stoica, o pasă blocată foarte bine, Achim acolo a interceptat Holzman, încearcă și Marin acolo un tackling să intercepteze, Ion, o pasă printre jucători, Omo către același Robert Ion. Ion, Costin a fost păcălit, s-a dus la intercepție, Tamaș este acolo foarte bine poziționat. Și să vedem, plecăm la un nou contraatac, Ion Gheorghe, Ganea, nu s-a mai văzut de ceva timp, însă acum este la balon Ion, George Ganea. Ganea încearcă pasa către Gheorghe. Lucian Filip. Filip nu pierde mingea. Omoh, Velios. Pasă la Robert Ion. Vedem, circulă mingea. Foarte bine cei de la Clinceni în posesia. Însă este 5-1. Este un scor prea nemilos pentru a mai ține și mingea. Ion Gheorghe către Neluz Roșu. A plecat Iani Stoica și vedem, Iani Stoica se duce din nou pe contraatac. Iani Stoica pasă în fața porții, Ion Gheorghe, Pașov respinge și Mulan respinge și el. Incredibile ratările noastre, ce ocazii de fapt, nu ratări pentru că n-am ratat din fața porții, însă profităm, nu reușim să profităm de fiecare fază. Într-adevăr este un scor prea mare pentru a mai reuși orice fază gol. Mai încercăm și noi să jucăm la frumusețea jocului. Așadar va intra și Adam Nemeț în locul lui George Ganea, va apuca și el 4 minute. Să vedem dacă va juca ceva, pentru că momentan n-a jucat nimic de fiecare dată când l-am băgat. Într-adevăr nici nu a prins multe minute, însă nici nu este un jucător formidabil în joc. Kazlauskas a intrat și în locul lui Filip. Marin cu Costin, un 1-2 acolo frumos. Urcă Costin cu baron la picior, pasă frumoasă către Cătălin Golovka. Golovka urcă din nou, Golovka pasă fața porții, Nemeț înscrie și el și este set la 1 împotriva celor de la Academica Clinceni. Nemeț înscrie la prima atingere în acest meci, că ziceam că nu a prins minute și nu a avut ce să demonstreze, înscrie cu poarta goală într-adevăr, însă este 6-1. Incredibil. Incredibil. Și este fluier final.
învingem, se termină primul set dintre Voluntari și Clinceni 6-1, așadar 6 goluri un set. Și vedem aici pe noi cu antrenorul celor de la Clinceni, vedem și pe Ion Gheorghe, autorul unei duble. Se pare că Denis Drăguș a acceptat să vină un an împrumut la echipa noastră. Chiar nu mă așteptam, pentru că de obicei jucătorii din ligi ca Liga Belgiei nu acceptă să vină la o echipă mai slab cotată. Și Drăguș vine așadar, incredibil. Și va fi pe banca de rezervă, însă locul cui? Nemeț, care a înscris partida trecută, va fi aici. Nu știu, vom vedea, însă Denis Drăguș este un jucător foarte important. Avem și o clauză în care putem să-l cumpărăm, însă va fi foarte greu. Oricum va fi rezervă, pentru că George Gan este net superior, este clar superior lui Denis Drăguș. Și nu uitați să scrieți în comentarii ce transferuri vreți să fac episodul următor pentru a aduce întăriri la FC Voluntari. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați de like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Noi am urcat pe loc 6, loc de play-off deja. Eu am fost Cosmin, iar noi sigur ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!